Ion Caramitru a murit în cursul zilei de duminică. Actorul de 79 de ani era internat de aproximativ o lună la Spitalul Elias din București. Actorul a jucat în peste 40 de filme de lungmetraj, făcându-și debutul cu rolul secundar în Pădurea Spânzuraților în anul 1964. A fost actor și regizor al teatrului Lucian Sturza Bulandra, începând din anul 1965, iar în perioada 1990-1993 a fost și director general al acestei instituții. Ion Caramitru, care era în prezent director al Teatrului Național din București începând din anul 2005, a fost un mare actor de teatru și film, dar și regizor. Totodată, Ion Caramitru a cochetat și cu administrația centrală, fiind ministru al culturii între 1996 și 2000, în cabinetul condus de Victor Ciorbea. În zilele de 21 și 22 decembrie 1989, Caramitru s-a numărat printre conducătorii manifestațiilor anticeaușiste din București. La 22 decembrie 1989, în fruntea unei coloane de manifestanți, a pătruns în clădirea televiziunii române, fiind primul care a anunțat pe postul național de televiziune înlăturarea dictaturii. Zilele acestea, actorul Ion Caramitru trebuia să se afle la Iași pentru a participa la festivalul Seriile Filmului Românesc, însă din cauza problemelor medicale, actorul a lipsit de la eveniment. Este o zi neagră pentru România. Dacă dimineața am pierdut un mare român din lumea sportului, iată că amiaza ne aduce o veste care schimbă total viața culturală. Chiar la vârsta pe care o avea Ion Caramitru, încă era un motor a ceea ce înseamnă evenimentele teatrale, a spus Bogdan Gheorghiu, ministrul culturii.